la noi. Adică m-a ajutat. Haideți două minute să... Și bine v-am găsit, bine ați venit la Sălii Moldova. Tocmai am încheiat o întâlnire, o masă rotundă, împreună cu oameni importanți în dezvoltarea zonei noastre. Și i-am invitat să facă o plimbare până la noi aici, să vadă cum se prezintă Sălii Moldova astăzi. Îl salutăm pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Marius Gheorghiță. Îl salutăm pe domnul director de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, domnul Asandei Vasine. Îl salutăm pe domnul primar al municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie. Îl salutăm pe domnul primar al stațiunii balneoclimatice Târgu Ocna, domnul Șirochi, vă rog, vă rog. Salutăm Consiliul Județean, domnul director din Tinie, promovarea turismului. Și dați-mi voie să-l salut pe bunul meu prieten și domnul profesor universitar, dr. Radu Ababe. Vă rog să ne salutați, aplaudați de acolo și veniți aici. Da. Mă bucur foarte mult că au venit la Sălii Moldova. Sper să fie un plus. Îmi salutăm și pe domnul Botezatu, directorul la Direcția de Promovare a Turismului. Sper ca această întâlnire să fie doar un început și să reușim să facem mai mult și mai bine pentru zona noastră. Și ca să nu ne lungim foarte mult cu discursurile, rog pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să spună câteva vorbe. Da, vă mulțumesc, domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit. Sunt mândru că sunt acasă, sunt mândru că sunt pe Valea Slănicului, sunt mândru de ceea ce se întâmplă în această zonă, sunt mândru că am ajuns să promovăm turismul în Slănic Moldova, în Târgu Ocna, în Moinești și în Bacău. Iată, este un eveniment la care domnul primar ține mult și noi venim în sprijinul dânsului de a promova turismul, de a veni în sprijinul oamenilor de afaceri, de a promova cultura și de a promova activitățile celor mai mici care sunt aici și într-o zi ei sunt obligați să ducă mai departe ceea ce noi încercăm astăzi și ceea ce facem noi. Mulțumesc din suflet domnului primar pentru invitație și transmit salutul domnului președinte Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, tuturor celor din Slănic și tuturor celor care își petrec zile de relax și promovează turismul în Slănic. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc zile frumoase, zile liniștite și tot ce vă doriți și o vară răcoroasă. Mulțumim frumos, nu ne lungim cu discursul. Vreau să fac precizarea pentru cei care nu știu că anul acesta Zilele Slănicului se desfășoară, după cum vedeți, cu dorința noastră de a promova valorile locale. Mulțumesc trupei de la Moinești, o să vină și mândrie românească, nu? Domnul director, vă rog, sunteți responsabil de promovarea turismului, nu promovarea turismului, de resursele Moldovei, nu? Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Rog pe domnul director Asande să ne spuneți dumneavoastră câteva vorbe. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Sunt foarte bucuros să fiu un perla Moldovei. Știu că a existat o dispută cu Piatra Neamț, care se considera de asemenea perla Moldovei. Slănicul și zona Trotușului, orașele, municipiile de aici și-au propus să lucreze împreună pentru promovarea turismului.
pentru a face pentru dumneavoastră un loc mai plăcut și pentru mulți alții care nu sunt aici și pierd din cauza asta, că nu sunt în Slănic în perioada asta. Noi suntem un facilitator, suntem o agenție de dezvoltare la nivelul regiunii de Nord-Est. Încercăm să sprijinim cu ce putem, cu finanțare atunci când este cazul și este cazul în multe situații, cu sprijin logistic. Ne propunem să fim alături de autoritățile locale, de agenții privați care vor să pună umărul la dezvoltarea regiunii noastre. Suntem o regiune mai puțin dezvoltată, dar cu un potențial foarte important. Vă invităm să vă simțiți bine la Slănic, să mergeți în alte locuri din regiune, poate mai degrabă decât în străinătate. În ultima vreme este mai frumos de petrecut concediu în România, în locurile noastre minunate și mai puțin periculos. Mulțumesc, succes! Da. Domnul primar de la Moineș, pentru că aveți aici cetățenii dumneavoastră care își exprimă priceperea, talentul, vă rog. Foarte scurt. Vin cu mare drag la Slănic și vin de mulți ani. Vorbeam pe drumul către parc, către zona unde ne-am întâlnit aici, de amintirile de până anii 80, când cu nostalgie în Slănic nu găseai un loc de cazare, ba chiar erau bucuroși cei care găseau un pat disponibil. Nu se mai știe câți erau în patul ăla. E foarte frumos, dar trebuie să ne gândim cu speranță și cu încredere că putem să facem mai mult în Slănic Moldova. Spun putem pentru că, așa cum a spus domnul primar Baciu, ne-am întâlnit astăzi și am schimbat câteva impresii, câteva idei și sperăm că acest gen de întâlniri să continue și toți cei care ne dorim să facem mai mult în localitățile noastre și nu numai în localitățile noastre, ci și pe întreg arealul zonei de vest a județului Bacău, să o denumesc așa generic, să împărtășim idei și lucruri bune și să le facem împreună. Vă doresc tuturor să aveți zile frumoase la Slănic. Vă spun să aveți încredere în domnul Baciu pentru că puteți să-l acuzați de multe, dar în principal să știți că are o mare dorință de a face lucrurile să fie frumoase și bune. Sper ca din dorința asta să iasă numai lucruri frumoase și bune și să-l ajutați, ca orice primar are nevoie de ajutor și de sfaturi a specialiștilor, a celor care vor să susțină astfel de idei și să vă spun la mulți ani tuturor slănicenilor de Sfântul Ilie, așa cum e tradiția aici și a familiei mele. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ilie! Și acum aș vrea să nu închei până când nu apreciez voluntarii, prietenii Slănicului, vă rog tare mult să-i vedeți și să-i aplaudăm în frunte cu doamna viceprimar Anton. Gina, te rog, vino puțin mai aproape aici ca să te vadă lumea, că multă lume nu știe cine e viceprimarul nostru, și Iliuța Budac, ajutoarea dumneai care s-a ocupat și se ocupă de această echipă, care este condusă de Cristian Babei, îl vedeți acolo, este un inimos susținător al proiectelor noastre. Este un început de atragere a oamenilor din comunitate în proiectele noastre, a voluntarilor, și vă asigur că acest lucru nu se limitează doar la acest aspect, o să continuăm cu multe alte proiecte. Vă mulțumesc încă o dată mult și îi dau cuvântul doamnei viceprimar să ne spună două vorbe, că n-am lăsat-o să vorbească foarte mult la masa rotundă, așa că nu n-am lăsat-o. Nu, suntem gazde și n-am avut ocazia. Mulțumesc, domnule primar, și e bine că m-ați lăsat să vorbesc foarte mult. Nu-mi doresc neapărat să vorbesc foarte mult, dar vreau să precizez acum că aceste zile ale orașului Slănic Moldova le-am organizat în anul acesta mai mult cu sufletul decât cu resurse financiare, pe care le-am strâns foarte repede. Și vreau ca toată lumea să vadă zilele orașului Slănic Moldova din anul 2016 ca un început. Și să tragă cu vederea anumite lucruri care nu vor ieși perfect și să vadă, dincolo de aceste imperfecțiuni, dăruirea tuturor locuitorilor care s-au implicat în aceste zile și a tuturor organizatorilor și mai ales al oaspeților noștri, care mulți dintre ei au venit gratis
și cu inima să ne ajute, să ne sprijine, să ne ofere câteva zile de voie bună și distracție. Și cred că cel mai important în aceste zile este să ne simțim bine și mulțumim lui Dumnezeu că vremea ne ajută și să reușim să punem acest suflet în tot ceea ce facem. Mulțumesc foarte mult! Și bineînțeles că, așa cum am spus, vom trece la distracție. Avem aici invitați de la Moinești, așa cum am mai spus, grupul My Music Art, care ne va încânta cu diverse cântece și danse. Vă mulțumim foarte mult! Mai bine întindem locul de jos? Da. Cum te cheamă, Flavia? Ai evoluit? Vreau să vă spun că Flavia este pentru a doua ei oară pe o scenă în fața dumneavoastră. Are nevoie de multe încurajări. Aplauze pentru Flavia Rizoiu din Onești. Mai mult, Flavia! Așa, ce ne cânti azi? Subidua. Tăi, nu-i așa, Flavia? Te bucur că ai terminat? Da. Bine, eu te felicit să știi că mă bazez foarte tare pe tine, pentru că tu ai dovedit că ești o adevărată artistă, că nu te-ai oprit. Ăsta este lucrul cel mai important pe care l-ai făcut astăzi. Felicitări, bravo, Flavia!
Astăzi vreau aplauze și pentru Melanie Șerban, una dintre elevele de la EMI Music Art, care dă proba în blinduri la Vocea României Junior. Sper să fim foarte mândri de ea în toamnă. Așa că o să invit lângă mine pe Anastasia. Bună, Anastasia! Bună! Bună! Tu ai emoții? Nu! Nu ai emoții. Dar de ce nu ai emoții? Uite, hai vino mai în față. Pentru că ai mai cântat pe scenă? Da. Da? Bine, eu știu că tu ai și un premiu, nu? Ai fost și la un concurs? Da. Bine, astăzi ce ne cânti? Prințesa Păpușilor. Bine, atunci îți urez mult succes și te duci acolo în față, lângă public, da? Da. Bine, mult succes! Anastasia, foarte frumos ai cântat. Bună, Sara, Maria. Bună. Spune-ne, câți ani ai? 8 ani și că îți dorești să devii ce? Cântăreață. Bine, știu că nu faci de foarte mult timp canto, dar cu siguranță vei ajunge o voce foarte, foarte bună, asta promit eu. Astăzi ce ne cânti? Gașca fără nume. Bine, mult succes și să dansezi frumos și să ne încânti cu glasul tău minunat, bine? Aplauze pentru Sara!
Astăzi aici, ce vrei să faci? Ca să cânt. Și ce ne crezi? De-ar fi dorul. Bine, atunci, mult succes! Să-mi plăcă-mi la răște, o plinindu-se cu ciclet de tot.
mulțumim, Răzvan. Este prima lui apariție într-un loc public, așa că îl mai aplaudăm o dată. A fost foarte curajos și ne-a plăcut foarte, foarte mult să mai cântat astăzi. Bravo, Răzvan, poți să cobori. Și s-au ajuns pe Anelis să urce alături de mine. Bună, Anelis, ia spune-le tuturor de aici, de unde vii tu? Din Târgu Ocna. Deci vedeți că toată valea aceasta a Bacăului este alături astăzi de Slănic Moldova la această frumoasă sărbătoare, unde vrem să fim toți părtași, așa este? Da. Bine, atunci, ce ai venit să ne cânti? Rock and Roll. Bine, așa să fie și mult succes, Anelis! Busuioc. Astăzi nu mă așteptam să fac pe prezentatoare, așa că, scuzați-mi ținuta, suntem în aer liber și m-am gândit să fiu puțin sport. Nu-i așa? Bună, Bianca! Bună! Ia spunem, ce cânti astăzi sau ce ne cânti astăzi? Dacă părinții ar fi copii. Ați auzit, dragi părinți, să luați o învățătură de la Bianca astăzi, pentru că ea ne va transmite ceva. Nu-i așa, Bianca? Da! Și nu pot să trec cu vederea și să nu salut pe bunul nostru prieten al copiilor și al nostru al îndrumătorilor, pe domnul Eugen Ungureanu, care astăzi este în spatele camerei. Bine ați venit printre noi, v-am așteptat întotdeauna și nu ne-ați dezamăgit niciodată. Vă mulțumim! Felicitări, copii foarte frumoși! Așa că o să încercăm să dăm play la piesă. Bine, Bianca? Aplauze! Mă gândesc la tine.
dacă a avut suioc pentru dumneavoastră o viitoare stea a acestei zone și o să o invit alături de mine pe Teodora Pricopi. Ia uitați cum stau ei acolo și își așteaptă rândul. Bună, Teodora! Sau Maia? Bună! Bună ziua! Bine, o să mă las și pe mine să vorbesc la microfonul tău, e ok? Da, ați văzut că ea știe ce își dorește, ia direct microfonul, bine? Ce ne cântați? Azi o să vă cânt Cucuștiucul. Mult succes! Mulțumesc! Foarte noi, care au urcat până acum, doar probabil unul sau doi dintre ei sunt mai vechi. Bună, Maria! Bună! Și ați văzut, cu toate că sunt noi, la noi în EMI Music Art, sunt foarte buni, ce să spunem. Așa este, am dreptate? Da! Și ce ne cânti tu astăzi, Maria? Reclame! Dar ce-ți dorești tu să devii când o să fii mare? Parcă mi-ai zis că o să vrei să fii ce? Cântăreață! Doamne ajută, așa-ți dorești și eu! Bine, atunci, reclame cu Maria Tăbăcaru! Mie-mi plac reclamele, mie-mi plac reclamele, mie-mi plac reclamele, mie-mi plac reclamele.